ediție a rubricii Unde călătorim? În cadrul emisiunii La noi în Bucovina, vă propunem să faceți cunoștință cu paginile interesante a traseurilor turistice, însoțite de file din istoria localităților pitorești. Vom vizita Federația de Sport Columbofil din Ucraina, din localitatea Ostrița. Vom face un popas la Mahala, unde se află, potrivit localnicilor, izvor cu apă tămăduitoare. Iar la Boian vom trece pe la Casa Românului să evaluăm colecția de oale, ulcioare și ulcele, picturi istorice și familiare. Când ați simțit această pasiune față de porumbei? Această pasiune am început-o de copilul, când aveam vreo 10 ani. Prima dată am avut vreo 3 perechi de porumbei. Tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, nu dădea voie. După ce au văzut că totuși pasiunea e interesantă și am început-o. Cu 3 perechi, după ce lângă 3 mai au apărut 3 și au venit 6, după ce mai mult am participat la diferite competiții și ucrainene, internaționale, regionale și așa mai departe. Mai scurt, unde au fost posibilitate, pe tot loc am căutat să participăm. Așa că e o pasiune foarte interesantă. Așa, datorită acestei pasiuni, pot să spun că am în toată lumea prieteni. Experiența dumneavoastră la voi, când ați câștigat prima competiție cu primul porumbel al vostru, ce emoții ați avut, ce trebuie de parcurs, ce drum trebuie de parcurs? E un drum foarte serios și foarte greu, să spun. La început trebuie să prepari, de pildă, vreo câteva perechi de porumbei buni. Câți porumbei am pierdut, că nu erau de calitate. Poți să cumperi campion mondial. Să cumperi, de pildă, campioana mondială și campionul mondial. Dacă nu știi cum să lucrezi, nu știi ce să faci, 100% nu-i bazat nimeni că de sub campion mondial. Tot poți să primești campion. Am avut locul 5 în lume la maraton. Locul 5 la Bruxelles, la Olimpiadă. Așa că ce a fost la acel... La Olimpiadă globală, locul 5. Da, la Olimpiada mondială acolo. Dacă nu este secret. Care este cel mai mare premiu care l-ați câștigat? Vă spun, cel mai mare premiu, 1000 de euro, am câștigat în 2008. Care sunt etapele acestea de pregătire a clubului? Până în primăvară, acum e perioada de toamnă, așa e, o leacă mai neliniștită, dar tot trebuie. Acum, de pildă, în toamnă, trebuie să-i vaccinezi, trebuie să-i faci profilactică la diferite boli. Așa, asta permanent aceste momente. Și cu porumbei trebuie să lucrezi tot timpul. Ion, vă mulțumim foarte mult pentru excursia dumneavoastră. Pentru puțin. Pentru porumbei care ați arătat pentru aceste cupe și vă dorim în viitor cât mai multe succesuri, cât încă mai pe atâtea cupe și competiții câștigate. Mulțumim. Și vă mulțumim că am aflat astăzi foarte multe informații interesante care nu știam despre cum, nu știam în genere cât de amănunțuri și câte sunt părți așa detaliate. Ascunse, deci într-un mod normal pentru mine porumbei, deci e un porumbel în porumbel, da. Dragi prieteni, cu satul Ostrița terminăm călătoria noastră prin fostul raion Herța. Prieteni, începem o nouă călătorie prin satele românești.
Deci, la o distanță foarte mică de orașul Cernăuți, putem spune că peste prut se află comuna Mahala. Comuna Mahala este foarte frumoasă și pitorească și datorită oamenilor gospodari care locuiesc aici. Deci, haideți să vedem! Stimați telespectatori, ne aflăm în comuna Mahala și lângă noi este domnul Ion Mitric. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua. Domnul Ion, spuneți-mi, vă rog, când ne oprim în comuna Mahala, în primul rând, oamenii veniți, ce pot să vadă aici? Sunt multe, multe lucruri interesante, frumoase. Comuna Mahala e o comună, să o cotim, cu o istorie foarte adâncă, comună dacă cel mai interesant și mai frumos locuri astea sunt legate cu natura, cu apa. Avem mai multe izvoare, izvoare renumite, Fântâna lui Lazori, Lazorieni cum se cheamă. Aici avem Șepătul, un izvoraș care s-o cotim tot cu o istorie destul de lungă, de adâncă și cu o apă lecuitoare. Acum mai niște cercetări asupra izvorului. Da. Au fost făcute analizele chimice. Au arătat că el într-adevăr ajută la boli de ficat, ca atare el la bun început, deci singur de ochi. Așa și se spune în popor la noi, necita apa pentru ochi. Interesant lucru. Deci putem să ne oprim să luăm un pic de apă, da? Nu mai decât. Haide să luăm apă. Domnul Ion, vă mulțumim frumos că ne-am făcut o oprire aici și sperăm totuși în continuare să poate să mai apară mai multe locuri interesante de vizitat în satul Mahala. Vă mulțumim frumos! Aceasta voi folosi oricum pentru cafea acasă. Bună ziua, doamna Olga! Doamna Olga, dar din punct de vedere turistic, cum putem atrage turiști aici în Mahala, de exemplu? Sunt interesat să-și cunoască un turist despre istoria acestui izvor și ce, poate, momente interesante, fire din istorie, știți dumneavoastră. Lucrând în bibliotecă, eu sunt bibliotecară aici la Ostrița, acum la Mahala, lucrând în bibliotecă m-a interesat istoria satului, interesat tradițiile, legendele și am aflat o legendă în legătură cu acest izvor. De ce el se numește Șepet? Da, așa asta chiar așa, se spune că trecea pe aici, pe drumul acesta, un călător. El era orb. Și s-a așezat, a auzit murmuitul unui izvor, s-a așezat în malul izvorului să se odihnească, să bea apă. Și bând apă, lui s-a părut că izvorul îi șoptește, se spele pe ochi. Spală-te pe ochi, spală-te pe ochi. El a luat și s-a spalat pe ochi și a recapătat vederea. Și de aceasta se spune că acest izvor se ține pentru ochi, se spală de ochi. Chiar și din consatienii aceștia, acum am aflat că mulți, când erau mai mici, le lăcrămau ochii, capătau sau la ochi și vineau părinții și luau apă din izvorul acesta și spala și le trecea. Dorim cât mai mulți oameni să afle despre acest lucru și să viziteze Mahalaua și să oprească-se la o gură de apă, la acest izvor. Mulțumim! Iar noi plecăm mai departe. Următoarea oprire o facem în satul Boian. La casa unui cetățean de onoare care poartă numele de Vasile Bota, a cărui pasiune o să aflăm chiar acum. Bună ziua, domnul Vasile! Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Domnul Vasile, povestiți-ne ce obiective aveți la voi acasă. Ce putem vedea aici? De fapt, chiar vedem prin cameră că sunt niște obiective chiar foarte neobișnuite și frumoase.
și originale extrem, pentru că combinații care nu mai întâlnim. Sunt niște lucruri care mi-au fost aproape de sufletul meu. Unde am mers, tot am colectat. Mi-am amenajat casa, mi-am împodoghit-o cu cei ce mi-au fost mie drag. Începând cu tricolorul de sus și coborându-ne în coace, tot așa. Ideea e a mea toată. Deci în fiecare colțușor al casei dumneavoastră... Sufletul meu. Ați pus sufletul da. Meu. Deci cum putem privi, aș chiar din dreapta avem la intrare, aș chiar stă... Portret. Da, mama. Este mama bine. Mama. Da? Mai scumpă ca mama nu mai este nimic și plus că e în haine naționale care se purta la noi nu tare de mult. Mai 20 de ani în urmă, în toată ziua am blau cătrință, cămașa albă. Așa mai aveți aici, văd că și niște ulcioare, diferite mărimi, diferite ornamente. Da. S-a adunat de aici, din părțile noastre? Nu. Astea sunt din Corunt, județul Târgu Mureș. Am o verișoară acolo, mai este. Și acesta este din Gruzia, amintirea că am făcut armata. Și mai am și acela din Gruzia, restul din Moldova, ungheni, mai... Deci fiecare farfurie, fiecare obiectiv are istoria da, sa, da. Are ceva legat, așa amintiri este, da. Cu dumneavoastră și vi este foarte drag sufletul da. Lui. Asta e icoana casei, că la noi așa a fost un obicei, când Hinu își construia casa și o da în exploatare, apoi nanașul îi ducea icoana. O icoană cu sfântul care e întruchipat acolo, acela era ocrotitorul casei, așa familie. Uite, acea icoană mi-a dus nașul meu de botez, adică nașul tata meu de cununie, și cu farfurie ceea ce o vedeți acolo, plină cu faină de popșoi, ouă, un ștergar și ea ștergar și ouă deasupra. Așa era simplu, cum era timpuri grele, anul 1951. Dar ceilalți farfurie, e unicul lucru ce a rămas de la bunica, de la tata, mama tati. Vă mulțumim, domnul Vasile, și vă dorim multă, multă sănătate și să se împlinească scopul propus și să aveți vizitatori. Mulțumim, mulțumim și vouă toate cele bune, să fiți sănătoși. Mulțumim. Iar în următoarea ediție vom vizita una din cele mai originale și înzestrate cu unitate stilistică, biserica ctitorită de domnitorul Miron Barnovski Movilă, din localitatea Toporăuți. La câțiva kilometri de Toporăuți, familia Hurmuzachi a așezat o frumoasă localitate numită Cernauca, în centrul vieții culturale a Bucovinei. Vom studia istoricul unui loc deosebit în localitatea Stălinești. Vorbim despre peștera karstică bucovineanca. Totodată, în localitatea Mămăliga vom face cunoștință cu o serie de obiecte enigmatice ce aparțineau vechii culturi cucuteni Tripolie.